Omer, Emel și Asi se vor bucura de o schimbare miraculoasă a vieții lor și vor trece într-o nouă etapă frumoasă și fericită, după multe necazuri treite după ce au fost alungați din coteți de malefică lor mătușa, Sengul, care a făcut tot posibilul să-i îndepărteze definitiv din viața ei și a copiilor ei, cei trei frați Eren au decis să-și ia din nou viața în propriile mâini și să înfrunte noul obstacol împreună ținându-se strâns de mână așa cum au făcut-o mereu, după dispariția părinților și a fratelui lor mai mare, Kadir. Însă, de data aceasta, în viața lor se va întâmpla un miracol, deoarece în sfârșit va ieși soarele și pe strada lor și vor putea să se bucure de tot ceea ce nu au avut până acum. Aceștia nu vor uită niciodată tot răul îndurat din cauza mătușilor, Sengul însă nu vor renunța la verii lor, Aibic și Ogulcan. Pe de altă parte, cele trei aliate, Nebahat, Suzan și Aila, se vor bucura împreună de marea reușită împotriva lui Akif, pe care l-au lăsat fără avere pentru sengul coșmarul geloziei va continua, deoarece îi va întâlni pe Orhan și pe noua lui iubita. Fără să stea pe gânduri, aceasta se va năpusti cu furia asupra fostului ei soț, căruia îi va cere socoteală pentru că și-a abandonat cei doi copii și a plecat să-și refacă viața alături de altă femeie. Între timp, Achif va scapă din închisoare, își va readuna forțele și va reveni în față fostei sale soții, pe care o va amenință subtil că îi va pregăti o răzbunare pe măsura atacului ei viclean. Însă fiul lor Doruc va ascultă din umbră conversația părinților săi și va descoperi cu durere în suflet secretul teribil pe care îl ascundiau aceștia despre cumplitul deces al lui Resul. Tânărul va fi extrem de dezamăgit de propria lui mamă, Echipa InstaMedia are nevoie de ajutorul tău. Începând de astăzi, cine are posibilitatea și dorește, poate să susțină în continuare proiectul InstaMedia printr-o donație. Cum puteți dona? Accesând linkul din descrierea videoclipurilor, dar și din comentariul fixat la acest videoclip. Vă mulțumim pentru susținerea proiectului InstaMedia. Totul pentru familia mea. Rezumat de luni până joi de la ora 16.00 numai pe Insta